Sub genericul Coduri Bare, manifestarea susținută de cei trei scriitori a scos în evidență importanța socială, adesea neglijată sau obturată, a literaturii, într-un context internațional în care libertatea de expresie rămâne problematică. Personal, te simți bucuros că nu ești închis în penitenciar. Dar dacă te gândești cu îngrijorare și la cei din jurul tău, atunci îți dai seama că mulți oameni suferă în lume, în diferite țări. Mai ales ca urmare a politicilor populiste, a guvernelor autoritare din lume. Auzim tot mai des despre scriitori sau jurnaliști care au probleme, oameni condamnați pe nedrept, oameni care sunt închiși în închisori. Acest dialog va fi, sperăm, în primul rând de la om la om, pentru că experiența carcerală pe care Burhan Sürmez a avut-o este rară. E vorba de o tortură, cum să zic, devastatoare până la comă, de încarcerare politică, etc. Scopul acestui eveniment este în primul rând acela al reintegrării sociale a persoanelor private de libertate prin lectură. Poate că noi de multe ori uităm că lectura poate să ne salveze, lectura poate să ne schimbe viața, lectura poate să ne ofere anumite momente plăcute. Festivalul LitVest este organizat de Biblioteca Județeană Timiș Sorin Titel cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. LitVest, așa cum vă spuneam, a ajuns în penitenciar și ce s-a întâmplat acolo aflăm chiar acum, pentru că Tudor Crețu, directorul Bibliotecii Județene, Sorin Titel, a evadat. A evadat și este alături de noi. Da. Bună seara! Bună seara! Bine v-am un eveniment? Bine v-am găsit. Coduri Bare s-a numit, ăsta da. A fost genericul, cât se poate de sugestiv. Da, da. Acum, da. Probabil inutil să mai întreb de ce în penitenciar, dar poate sunt oameni care totuși au această curiozitate. Totuși, de ce acolo? Invitatul care a fost în centru dezbaterii de acolo este scriitorul turc Burhan Sürmez. El a fost însoțit de scriitorii Radu Vancu din România și de un alt scriitor turc, Ercu Tocman, care este unul dintre cei mai importanți traducători de poezie română. Acum, Burhan Sürmez are o poveste, așa cum am precizat, mai ales o realitate de viață, o poveste adevărată. În sensul ăsta, cum am precizat și în comunicatul nostru și cum se vede în primul rând din cărțile lui și cum se știe la nivel internațional, care a fost marcată de episoade carcerale, de un fel de detenție. A fost închis, schingiuit până la comă, da, torturat, da. Un supraviețuitor al unui atentat. Exact, și noi discutăm despre aceste chestii într-o țară în care, cum să zic, scrisul de cărți nu te bagă, ci te scoate mai degrabă de la penitenciar. Și deci a fost un eveniment din punctul ăsta de vedere unic, pentru că într-un mediu în care scriitor de asemenea calibru internațional este președintele cele mai importante organizații literare din lume, Pen Clubul, merg rar, rarisim, spre deloc, dincolo de faptul că în penitenciare acum au început să se facă și nu de acum, de ceva vreme, tot felul de acțiuni de promovare a culturii. Ei, a fost un text în care acest om, pentru că omenește s-a pus problema, nu ex-catedra, și-a împărtășit povestea. Și persoanele private de libertate de acolo au reacționat pe măsură. Se vede clar că s-a atins coarda afectivă, coarda personală, coarda sensibilă, care a făcut să pună întrebări într-un caz chiar în engleză, mă rog, cu mai multe întrebări, în alte cazuri chiar întrebări tehnice despre condamnări și așa mai departe. Ceea ce, repet, a pus față în față într-un dialog autentic medii care rar dialoguează la modul ăsta, atât de autentic. Pentru că nu poți minți publicul, pe românește spus. Fie că te afli la o școală sau oriunde te-ai afla, se simte dacă e pe bune evenimentul, dacă sunt pe bune oamenii de acolo, adică scriitorii care, mă rog, fac pe, să zicem așa, personalitățile sau pur și simplu au personalitate în cadrul evenimentului respectiv, adică se exprimă expresiv și credibil și sincer, și toate astea au dus cumva la un eveniment, repet, rar. Ce ar trebui obținut în urma unui eveniment atât de rar? Odată e vorba și de a vedea, în primul rând, pentru scriitorii prezenți acolo, asta poate fi și un fel de inspirație, de a avea contact cu un mediu. Am făcut chiar și un mic tur al penitenciarului Timișoara, vizitând inclusiv un fel de cerulă memorială, să zicem așa, unde au fost deținuți politici. Uh-huh. Unde au fost deținuți politici. Pentru deținuții de acolo poate fi vorba de a vedea pur și simplu în sensul bun ce face cultura din om. Pentru că în cazul ăsta
cum să zic, și în libertate, înțelegând prin asta în afara zidurilor de carceră și în afara oricăror alte restricții, literatura tot liber trebuie să te facă. Și acolo, în penitenciar, e vorba, în primul rând, de un fel de eliberare, de evadare legală, de evadare obligatorie, să zic așa, mm-hmm. pentru sănătatea mm-hmm. omului și a instituției, prin citit, dar și prin scris. Pentru că scrisul, ca exercițiu interior, ca exercițiu spiritual, nu trebuie să te facă, în primul rând, scriitor în sensul de profesionist. Dar este o chestiune de educație, de autoeducație, simplul fapt de a formula ceva ajută la, cum să zic, stoarcerea rănii, da? E un, să zicem așa, export salvator de energie negativă, scoți din tine, dai din tine o parte din problemă care rămâne pe hârtie, e ca un fel de rol al veninului în medicament, să zic așa, deci rău ăla care face literatura bună, cum ar fi, și odată e vorba de faptul că mulți dintre oamenii de acolo citesc, la fel ca în cazul perioadelor de educație, de exemplu școală, facultate, etc., perioadele petrecute în asemenea medii pot fi perioade în care unii învață să citească, în care citesc mai mult decât au citit, etc. Bun, sunt și unii care scriu, apropo, da, de literatura ca scuză în penitenciare, și cred că sunt două valențe pe care ar fi interesant să le atingem aici. Odată această chestiune a culturii, a literaturii, care ajunge la omul privat de libertate și nu ajunge doar ca să îi facă mai ușoară ieșirea, ci ajunge pentru a-l atinge. Și cea de-a doua este legată de autorul, de scriitorul care ajunge într-un astfel de mediu, într-un eveniment rar, și a cărui scriere, operă, artă nu este cu nimic mai puțin valoroasă, dimpotrivă, nu se înjosește niciun fel participând în astfel de medii, ci dimpotrivă crește. Nu, dimpotrivă, nu se pune problema în sensul înjosirii. Deci este dimpotrivă vorba de un dialog cu atât mai interesant. Pentru că pentru scriitor, să zicem așa, care este și el însuși un personaj, personajele din realitatea înconjurătoare, din mediile mai puțin accesibile, sunt cu atât mai interesante. Deci din punctul ăsta de vedere, și pentru persoanele dintr-un penitenciar, pentru deținuți, pot să vadă, dom'le, ce înseamnă să simtă energia unui om și faptul că se poate și altfel. Că există alternativele astea, da? Uite, ăsta cum este, care scrie, citește. Se vadă că este un anumit mod de a fi liber, deschis, nearogan, care constituie o alternativă și care, din punctul ăsta de vedere, are un rol purificator. Pentru că un ins pe care îl atingi, ori că e privat de libertate sau nu, un ins pe care îl atingi în sensul bun, ale cărui cor sensibil ajungi, este un ins îmbunătățit, un om care progresează spiritual și deci este mai puțin predispus la rău. Condiția obligatorie este autenticitatea. Să se simtă că e pe bune ceea ce se întâmplă acolo și că nu vin unii să bifeze un eveniment sau că nu vin unii să vorbească, cum să zic, ca să se afle în treabă, să facă pe șmecherii, să nu știu ce, adică să expună ceva. Pentru că acolo s-a simțit un fel de tensiune constructivă, de încordare pozitivă, adică de atenție, da? Cum se simte și la un spectacol, de exemplu, bun, în sensul comunicării. Un eveniment precum acesta și de altfel o simplă privire în jurul nostru ne fac să ne dăm seama că în continuare libertatea de exprimare este problematică, că libertatea în sine poate avea extrem de problematică, foarte multe valențe. Dacă ar fi să discutăm despre un efect, nu știu, terapeutic, hai să spunem, pentru fiecare individ în parte, care este acel efect terapeutic al libertății de exprimare? Păi, în primul rând, ce înseamnă, ce te oprește să te exprimi? Odată sunt propriile limite, să zicem așa. Adică un fel de ziduri interioare, da? În care, cum să zic, care se numesc neputințe, da? Nu pot să-mi exprim. Aș vrea să spun ceva, dar uite, văd că la poate eu nu pot. N-am exercițiul limbii respectiv, lingvistic necesar, exercițiul de argumentație necesar și așa mai departe. Asta se poate vedea de la și învăța de la un scriitor. Uite, ăla cum vorbește, se poate, deci pot, să zic așa. Da? Asta e primul lucru. Aici este și rolul școlii, care nu știu în ce măsură promovează una, uneori promovează, alteori îndepărtează de literatură, trebuie limpede spus. Sigur, nu îndepărtează cu scop, cu cap. Dar
nu, felul de a preda nu este întotdeauna cel mai potrivit. Și asta este, aici, în cadrul școlii, se dă sau se pierde meciul. Uh-huh. Pentru că și eu care scriu, n-am iubit literatura la liceu, de exemplu, sau în școală. Deci, imaginele de scriitori livizi, atârnați de pereți, clasici morți de sute de ani, predați prin prisma unor clișee care, cum să zic, aveau un efect advers. Adică, în loc să înțelegi că de la un scriitor, cel mai important lucru pe care poți să-l înveți este să vorbești cu cuvintele tale, că și el asta a făcut, adică s-a exprimat de o manieră originală, proprie, da? Dimpotrivă, aveau loc un fel de fosilizări, de procese de astea de fosilizare, de clișeizare a limbajului, care s-au pus literaturii. Se pierde până și respectul și înțelegerea unor scriitori extraordinari pe care i-a avut omenirea în perioadele ei, care or fi ele, dar pe care nu poți să-i înțelegi într-un stil poate de predare, nu știu, deci, în primul rând, aici, sau... fără a absolutiza contraexemplele, sunt, să zicem, cu atât mai salutare. Fără a spune că toți dascării suferă asta. Nu, nu toți dascării. O mare parte, nu. Se poate generaliza. Evident, pentru că da. Se poate și altfel. Este vorba și de faptul că, indiferent de materia predată, trebuie ca profesorul respectiv să fie un bun conductor de energie intelectuală, culturală, etc. Primul lucru spre a fi interesant ora e să fii tu interesat și interesant de ce predai, prin ceea ce predai. Asta se vede. Dacă ești, cu alte cuvinte, un intelectual cu adevărat, la modul viu. Și atunci, în funcție de asta, se transmite sau nu, să zicem, cunoaștere, nu doar cunoștințe. Iar când discutăm despre un eveniment cultural de calitate, de impact, într-o Timișoară, hai să spunem, a lui 2023, europeană și culturală, despre ce trebuie să discutăm? Aici sunt multe de discutat. În primul rând, ce înseamnă să fii capitală culturală? Doi, în ce măsură, să zicem, un număr mai mare de evenimente decât în anii precedenți este suficient? În ce măsură Timișoara va deveni sau devine cu adevărat un centru care nu este doar un centru sezonier, un centru anual, un centru, să zicem așa, ocazional? În ce măsură este, să zicem așa, sănătos raportul dintre importul cultural și exportul cultural? Pentru că un exemplu clasic ar fi ăsta. Liverpool, de pildă orașul, da? Nu a devenit un reper pe harta muzicii prin faptul că acolo, nu știu, o fi concertat Shakira sau altcineva, ci prin faptul că de acolo a plecat o formație numită Beatles, prin ceea ce a reușit să afirme, cu ghilimele, ca export locul, ca expresie a lui, nu doar prin ceea ce a venit acolo. Și din punctul ăsta de vedere, Timișoara trebuie, după anul ăsta, să rămână, să devină un centru de cum să zic, apt să se autopropulseze artistic. Iar pentru acest lucru, dincolo de nevoia de libertate de exprimare, nevoia de evenimente culturale, de calitate și cantitate, e nevoie și de o putere de absorbție a ceea ce se întâmplă. Care... Și de promovare a ceea ce și al de tău. Promovare. Și a ceea ce ai tu ca Timișoară culturală mai, cum să zic, mai bun, adică mai european, adică mai universal. Așa se pune problema. Pentru că nimeni nu te dacă tu nu te promovezi ca lumea, nimeni nu te promovează. Faptul că au venit, ca să dau exemple din activitatea proprie, Burhanson Mez, de exemplu, să nu dau din alte zone, nu înseamnă decât atât că a avut loc un eveniment și că a venit acest om. Este un pas, este o completare a unui tablou de ansamblu, dar în același timp trebuie ca scriitorii timișoreni, de pildă, să aibă treptat cota aceasta. Ce ați învățat din evenimentele altfel organizate până acum? Din cititul pe pătură în oraș, din Concentrica, din Litvest, iată, la penitenciar, din tot ce s-a întâmplat până acum, care a fost cea mai valoroasă lecție? Păi, în primul rând, că șansa noastră ca instituție este să promovăm cultura și să ilustrăm cultura prin creativitate. Adică atragi în măsura în care surprinzi, ceea ce înseamnă că trebuie să te reinventezi.
nu doar să faci același eveniment oricât de șui ar fi ele. Sau oricât de înaltă clasă. Da, da. Nu se exclud. Sau valoare ar avea. Ele nu se exclud. Îmbrăcarea lui într-o altfel de formă. Și aș dori să expun și ideea care a generat acest eveniment. Odată, îmbinând partea de spectacol, de inedit, de nu știu ce, cu partea documentară, am creat și lucruri care să atragă și lucruri care să rămână. De pildă, și cu această ocazie, am făcut un pictorial litvest, tot sub același generic cod urbare, scritorii invitați, Radu Vancu, Ercut Tocman, Burhan Sormes, fotografiați prin niște gratii, mă rog, aflate la o ușă de erit vechi, să zic așa, bibliotecii județene Timiș, Sorin Titel. Și astea sunt lucruri care vor rămâne. Deci, și pot care atrage pot și rămân. Generez un conținut simbol, au o valoare de simbol. Da. Generez un conținut unic. De câte ori vor mai fi, de exemplu, imagini cu Adriana Babeț ca femeie de serviciu, cu, nu știu, poetul George Rână în calitatea sa de măcelar, să zicem, de poet măcelar, sigur, calitatea lui de poet, nu de măcelar. Acum, calitatea sa cu ghirimele, da. Nu mai avem foarte mult timp, dar foarte, foarte scurt, în ultimul minut și un pic, ce urmează, pentru că e deschis sezonul la urmează ca culturale. În următoarele 5-6 săptămâni, să zicem, să organizăm Concentrica, care este cea mai mare lectură publică pe care noi o organizăm, să organizăm încă o ediție, cea din iunie sau din mai, consacrată, rămâne de văzut, consacrată revistei The Riveter. De ce spun asta? Pentru că în 2020, când în plină pandemie, noi am realizat ceea ce era planificat cu un an înainte, o premieră în istoria două culturi, și anume prima revistă britanică dedicată exclusiv literaturii române. Ea se numește The Romanian Riveter și a fost lansat în mare parte consacrată literaturii timișorene. Și a fost lansată în 2020 prin Viu Grai, prin Viu Eveniment, să zic așa, deci nu doar online, dar au fost condițiile de pandemie. Acum, fiindcă suntem capitală culturală în 2023, nu în 2021 și așa mai departe, am dorit să relansăm revista respectivă, având și invitații din Marea Britanie și nu numai, și pe simplu fapt că acolo am gândit-o într-un anumit mod alături de European Literature Network, care a fost partenerul britanic. Și anume, nume dintre cele mai importante din literatura britanică, cum ar fi, de exemplu, poetul George Sirtes, au scris despre scriitori timișoreni. Deci s-a asigurat chiar și în cadrul revistei o anumită desfacere Sună critică. Foarte bine și abia aștept să ajungem și acolo, să ne întâlnim, să povestim despre feedback-ul evenimentului, dacă vreți. Mulțumesc foarte mult pentru prezență în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până la capăt și astăzi. Mâine tot aici. Suntem de la ora 19. Toate bune și rămâneți sănătoși!